A câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, fiind component de bază al echipei antrenate de Emeric Ienei. Mijlocaș central inteligent, cu șut năprasnic, Lății a fost primul jucător cu 100 de selecții în Naționala României și a adunat în total 108 jocuri sub tricolor, marcând 25 de goluri. În 77 și 83 a fost desemnat cel mai bun fotbalist român. Cu Steaua a mai cucerit Supercupa Europei, 3 titluri de campion și 2 cupe ale României. A reușit să plece din țară, mai întâi în Belgia, apoi în Franța, acolo unde avea să își înceapă cariera de antrenor. Ca tehnician, Belloni a acordat o atenție deosebită tinerilor. Astfel, i-a promovat la prima echipă a lui Sporting Lisabona pe Cristiano Ronaldo și pe Ricardo Quaresma, fotbaliști care nu mai au nevoie de vreo prezentare.